Sunt Ioana Constantin și dacă locuiți în sectorul 3, vă invit să-l votați pe Mihail Neamțu. Aveți marele noroc în sectorul 3 să aveți un candidat precum Mihai Neamțu. Tânăr, energic, intelectual, un om căruia îi pasă de fiecare cartier al sectorului dumneavoastră. Votați schimbarea. Mișcarea face schimbarea. Ce vă face să votați Mișcarea Populară? Ce? Mihai Neamțu. Primul argument. Dumneata faci parte dintr-o generație care, în primul rând, nu ești mânjit cu nimic. Eu personal o să votez cu Mihai Neamțu și sper cât mai mulți dintre voi să vă dați seama ce beneficiu ar fi să avem oameni de cultură la conducerea țării. Ești deștept. Uite. Pe tine te votezi? Da. Și pe păstă. Votați-l pe Mihai Neamțu pentru că avem nevoie de educație și cultură. Și eu sunt pe Mihai Neamțu și îi urăm succes. Iar vă votez. Da, apreciez și votați și echipa Mișcării. Da, uitați ce dragul sunt. Sigur, da, da, sunt Sunt Andrada, sunt studentă și mi-aș dori ca la conducerea sectorului în care locuiesc, sectorul 3, să fie un om de cultură. Eu votez Mihai Neamțu pentru sectorul 3. Sunt Raluca, îmi doresc pentru sectorul 3 un primar inteligent. Eu votez Mihai Neamțu. Sunt Claudia și pe 27 septembrie vă invit să facem o schimbare. Eu votez Mihai Neamțu pentru sectorul 3. Toată lumea? Nu, e o tendință, e o tendință. A, e un trend. Da, e un trend, nu puteți să locuiesc. Atunci luăm în calcă. Mersi mult. Succes. Succes, mare drag. Ține minte, nu o să poți avea niciodată Smart City fără un primar smart. Nu o să poți avea niciodată educație fără cineva care pune pe primul loc educația. Votează și tu pe 27, echipa Mihai Neamțu și echipa PMP, echipa Smart. Eu sunt Andrei Vlășcean, sunt parte din echipa PMP, fac parte din echipa Mihai Neamțu pentru primăria sectorului 3 și te aștept la vot. Hai să votăm împreună! Dragi prieteni! Suntem în linie dreaptă. Te invit în 27 septembrie să votezi echipa Mișcării Populare pe Mihai Neamțu pentru că putem reuși!